Noi deci camera că nu se dă voie să filmează. Tu ai intrat ilegal la obiect strategic și gata. Tu pentru că ne-ai stricat nii odihna. Știi ce trebuie să faci ce? La măiaței? Ce trebuie să faci? Dar stăm aici înseamnă că nu stăm degeaba. Nu, nu te duci nicăiure, aici stai. Dacă am zis așa, așa să fii. Stai, stai o leagă. Nu trăie. Oi, domnule начальник караула, să înțeleg corect, dumneavoastră aveți o idee de îmbunătățire a aspectului estetic a localității noastre. Nu, eu vreau să zic cum aș fi mai frumos dacă făcut. Păi eu asta și zic, dar care e ideea? Ideea... Spune-mi un tank în centru satului. Pentru ce? Pentru frumusețe și ca să învățăm tânăra generație să aibă o leac de frică de... Că ăștia din ziua de azi nu mai au nici o leac de stimă și respect. Într-o zi zic lui unul, băi, copchil, ia du-te la magazin și cumpăr-ne un pachet țigări. Și el îmi zice că, scuzați-mă, eu am treabă. Hristoșe, mă, zic, de unde ai treabă, mă rog, și treabă ai tu de-am... Dacă îmi pui un tank în mijlocul satului, parcă altfel îți tremură chiloță de-am, de-am, nu mai ești chiar așa. Domnule начальник караула, eu nu înțeleg cum un tank ar contribui la înfrumusețarea satului nostru. Dar noi îți punem un tank frumos, nu? Domn primar, bună ziua! Bună! Să-l alung sau să-l bat? Nici una, nici alta. Corect, aveți dreptate, mai ghirel în pușc, stragul. Ia loc. Asta este Eugen, el este de la Senatul Școlii. Și ei tot au un proiect de îmbunătățire estetică a satului. Da, deci, domn primar, noi avem propunerea de a amenaja în centrul satului un spațiu pentru tineri. Astfel, acolo să punem bănci, scaune, mese și să fie iluminat bine. Noi să contribuim cu ce putem. Dar tancul unde aș fi, bă? Ce tank? Domnule начальник караула, băieții au nevoie de un spațiu special pentru ei. N-a hrina asta. Păi să avem un spațiu unde tinerii spun lucruri utile, da, unde fac lucruri utile și discutăm despre problemele noastre. Cam. Păi și probleme aveți voi? Și în vorghești ni în tot. De unde aveți voi probleme? Unica ta problemă e cât stă părul ăsta în gură aici. Scoate-l și nu vorghe cu mine cu... Probleme au ei. Tot problema voastră e că nu dovediți, vă uitați la mult și începeți plângeți noaptea în somn. Ce grăim noi în dodii? Domn primar, cu tancul și facem. Noi, de fapt, avem foarte multe lucruri utile pe care le facem acolo. Uite, și grăiești tu, prostii. Câți ani ai tu? 18. Și aici, sub nas, ce ai? Ce am? Muși ai, ieși și ștergi sau mă... Fă așa și înghiti. Și închide gura, domn primar, zic cu tancul, hai să dăm asta. Domnule начальник караула, eu cred că ideea băieților este mai bună. Nu bun, hai să zicem așa, șlup, sătul și oaia asta râja întreagă, să facem așa să punem tancul chiar în senatul școlii. Apropo, domn primar, noi am analizat bugetul și bugetul pe care l-am cerut noi ne ajunge și ca să pictăm pe peretele școlii o pictură cu un scriitor național. Pe Vitalii Dani sau pe cine? Cu Eminescu. Foarte frumos. Foarte frumos. Apropo, zilele astea au fost Ziua Mondială a Poeziei. Da, și apropo, tot zilele următoare și Ziua Mondială a Tancului. Bine, Eugen, noi o să analizăm proiectul și o să discutăm cu consilierii respectivi la tema asta. Nu bun, foarte frumos, aveți aici, văd că romantică de astea, bravo, vă, felicitări, râjă pentru... Zic cu tancul nostru, cum să facem noi? Domnule начальник караула, eu nu cred că ideea cu tancul are loc să fie în localitatea noastră. Ce exemplu dăm noi la copii? Cu armele, cu războaiele? Dar, taman, trebuie și tânăra generației să înțeleagă unde am luptat eu, că am luptat la bazele militarizate și obiectele strategice, teritoriul țări vecine și l-am... aici n-are idee de... Da, dar cu ce ne poate ajuta asta pe noi? Dar și s-o auzit. Asta eu vorbeam. A, tu grăie, ia uite, nici n-am înțeles. Dar și uite, tu la tăi 12 ani poți grăiești, dar și tu ca din gură. Și?
Dinții de lapte, ieși în ghite și nu îți mănânci o plăjină și ați rupă dintele între sânt. Ghide gura cât vor ghet că ești amaturi. Cum zicem cu tangul? Dacă să fiu sincer, nici măcar nu sunteți amuzant. Bine, domn primar, eu trebuie să plec pentru că am foarte multă treabă încă de făcut. La revedere. Hai, du-te și fă treaba. Treaba mică sau treaba mare? Treabă. Dacă e treaba mare, îți faci nolit, nu dai pe alături, pe urmă, ta trebuie pe el pe tine. Ianțar. Nu, eu v-am înțeles, Matale, dar mai, cu tancul dar nu punem. Nu. Dar dacă așa o idee să-l disenăm pe Eminescu ăsta lui Râjic într-un tank.